Un centru de plasament din municipiul Botoșani, care se află în subordinea DGASPC, va fi închis până la sfârșitul lunii august. Cei 32 de copii aflați în plasament la centrul Elena Doamna vor fi mutați în 7 apartamente de tip familial din Dorohoi, apartamente care până în prezent au fost date spre folosință persoanelor afectate de inundațiile din anii trecuți. După ce se va efectua procedura de lichidare și igienizare finală, urmează să se decidă ce întrebuințare va avea imobilul. Luăm în calcul să vedem dacă putem să-l modernizăm, să facem niște apartamente pentru medici, dacă nu, chiar am să-mi propun să am o discuție poate și cu domnul primar, în ce măsură putem face un schimb, pentru că dacă domniile lor mai au niște apartamente, mi se pare un târg corect, decât să mai investim, poate primăria gândește să găsească o altă utilitate, unui spațiu deja într-o formă existentă. În ceea ce privește personalul de la centrul Elena Doamna, președintele CJ a declarat că aceștia nu vor fi dați afară, iar cei 26 de angajați vor fi distribuiți în alte centre de plasament din Botoșani.